Bun regăsit, vă spune Andrei Giurgia, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Într-adevăr, emisiunea care încearcă să răspundă la întrebările voastre. Scena politică națională, dar și cea locală, este tot mai animată în ultima vreme. Vedem cu toții acest lucru. Ne întrebăm cum se vor derula lucrurile în continuare, cine conduce de fapt țara, dacă Iașiul suferă în urma declarațiilor făcute de primarul Mihai Chirica cu privire la anumite persoane din PSD. Sunt doar câteva teme de discuție, dar și întrebări la care vom încerca să găsim răspunsuri în această după-amiază alături de invitatul nostru. În studioul Viva FM a revenit domnul profesor universitar dr. Doru Tompea, președintele Consiliului de Administrație a Universității Petre Andrei din Iași, dar și un fin observator la tot ceea ce se întâmplă în clasa politică locală și națională. Domnule profesor, bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Să știți că avem un număr de telefon, mai exact un număr de SMS, 0753 100 300. Dacă sunt întrebări, cu mare drag o să vă răspundem, sau dacă vă este mai ușor, ne puteți accesa direct pe pagina noastră de Facebook Viva FM Iași. Domnule profesor, începem direct, pentru că avem foarte multe subiecte pe care dorim să le abordăm în această după-amiază. Și aș fi tare curios să ne spuneți și nouă cum ați caracterizat dumneavoastră scena politică din România, având în vedere tot ce s-a întâmplat de la începutul acestui an și până în prezent. Iată, suntem pe 15 martie și în toată această perioadă au fost foarte multe lucruri pe care unii dintre noi, simpli cetățeni, nu știu cum să le interpreteze și nu știu ce va urma. Eu am mai spus-o și înainte și imediat după votul din 11 decembrie. Făcusem o evaluare a ceea ce credeam eu că se va întâmpla în spațiu public, în primul rând în zona politică. Toată lumea se aștepta ca, mai ales după votul din 11 decembrie, să se instaureze o dominație a coaliției PSD-ALDE, o dominație care să însemne trecerea la aplicarea programului de guvernare, trecerea la, știu eu, la bifarea câtorva item din acest program de guvernare care s-a dorit foarte populist și care, din punct de vedere al strategiei și PR-ului de campanie, din punctul meu de vedere, a fost bine gândit, pentru că a avut în vedere publicuri țintă de toate categoriile și a mers mai ales pe chestiuni foarte pragmatice și foarte economice, cu efecte benefice economico-financiare, inclusiv la studenți, dacă ne referim numai la ei. Creșterea burselor, dublarea practică a burselor și gratuitatea pe transporturi, care a rămas în picioare cu toate discuțiile de după aceea, inclusiv maniera în care mai ales Liviu Dragnea ieșea în media și explicita acest program de guvernare cu marcă română, cum făcea Dan Diaconescu la OTV pe vremuri, încât să penetreze în primul rând zona fidelilor de partid și apoi pe cei nehotărâți și apoi chiar să mai muște ceva din cei care au stat și s-au uitat, fie că n-au ieșit la vot, fie că nu aveau încredere în această coaliție PSD-ALDE. Lucrurile astea, din păcate mi s-a confirmat o predicție pe care am formulat-o, spuneam imediat după vot, nu cred că va fi liniște și mă gândeam la câteva lucruri. La faptul că la mijlocul mandatului domnul Iohannis, ca să ia numai relația cu președinția, a primit o lovitură ca punctaj politic prin acest vot, pe care eu nu-l văd chiar atât de copleșitor, pentru că dacă ne referim la tot ce înseamnă populație cu drept de vot, votul de pe 11 decembrie a fost covârșitor pentru PSD-ALDE, peste 45%, 46%, dar practic reprezintă din masa electorală 18%. Deci dacă luăm matematic, așa, sociologic și statistic. Dar votul acesta, după cum ați văzut, n-a fost suficient pentru ca alianța să-și bifeze foarte rapid
Deci a încercat să o facă, să-și asigure un gir, o cauțiune în spațiu public, în zona celor care au votat în primul rând și a marei mase de alegători, să-și asigure o liniște, o pace socială care să le permită apoi să mai treacă, fie că erau sau nu erau un program de guvernare, și aici a apărut paradoxul că un partid care, o alianță care câștigă la o asemenea detașare vorbind, electoral, a avut dificultăți în a-și implementa programul de guvernare. Lucrurile astea s-au comentat, se comentează și azi, lumea pe bună dreptate se întreabă ce se întâmplă, pentru că e o situație atipică. Exact. După 1989 este chiar o situație atipică, foarte corect se sublinează faptul că după vizita regelui în România, prima vizita regelui Mihai în România, care a scos în sală 1 milion de oameni pro-monarhiști în primul rând, totuși concentrarea de oameni care au contestat de la pajele actualului guvern Piața Victoriei și nu numai în orașele mari, unde să spunem că orașele mari ca profil sociocultural, ca profil politic, electoral, sunt mai complicate, mai cosmopolite, cu mai multe tendințe spre dreapta, ruralul mare, urbanul mare și urbanul mijlociu. Chiar și în orașe mici au ieșit. Ei, asta voiam să spun, au ieșit la Alexandre, 1000 și ceva de oameni, fie domnului Dragnea. Nu au ieșit la Revoluție, adică vreo 4 oameni așa, să uite de curiozitate, dacă nu sare în aer, nu arde casa pătrată a lor de acolo, din Teleorman. Asta trebuie să spună ceva și a spus. Și a spus ceva, pentru că așa ceva, această nu numai concentrare, nu numai masa, nu numai mulțimea aceasta de sute de mii de oameni care a stat și acum reacțiile nu s-au disipat și nu au fost eliminate. Acest aspect trebuie comentat și sub aspectul calității acestor ieșiri în stradă. Pentru că, poporul român a dovedit după ani de zile de la Revoluție că totuși nu și-a alterat simțul civic. Eu rămân la convingerea că maniera în care publicul, populația a manifestat în cele 4-5 săptămâni, sau aproape 2 luni de acum, a fost o manieră europeană, urbană, civilizată, neviolentă, nu cu accente mârlănești, cum suntem obișnuiți noi pe Bahlui sau pe Dâmbovița. Și chiar am devenit exemplu. Asta e foarte important pentru media, pentru opinia publică din Statele Unite, din țările occidentale cu democrație consolidată, care au exercițiu unor asemenea dinamici politico-electorale. Sunt țări unde și acum au fost ani întregi, decenii întregi, coabitări între stânga și dreapta. Dau exemplu Germania, dau exemplu Franța, țări puternice care sunt sunt pivoți ai Uniunii Europene. Asta e un lucru care trebuie remarcat. Calitatea protestelor și faptul că oamenii care au ieșit în stradă și la Iași, și la București, și în alte orașe, n-au ieșit pentru salarii, că vrem mai mult, să întindă mâna la stat, să întindă mâna la guvern, că vor pensii mai mari cu 50 de lei, cum promitea Ceaușescu un balcon, ultima lui promisiune, că vor salarii mai mari cu 100 de lei. Din contră. Cei care au ieșit au demonstrat, dincolo de alte comentarii care se fac și acum și se vor mai face, vis-a-vis de posibile manipulări ale masei, așa, asta e o altă discuție, oamenii au ieșit în stradă pentru a susține și milita pentru respectarea unor principii ale relațiilor între guvernanți și popor.
Cum vedeți dumneavoastră acum aceste principii? Pentru că, iată, da, au fost proteste, ordonanța 13 s-a renunțat la ea, după care a revenit un alt subiect în atenția noastră cu grațierea. Cum se întâmplă acum? Cum vedeți dumneavoastră acest capitol? Din păcate, ordonanța 13 a fost numai o scânteie. Pentru că din comportamentul unor actori politici, nu neapărat din guvern, dar din partidele aflate la guvernare, din incongruența și necompatibilitatea unor comportamente și atitudini în spațiu public ale unor actori politici din ambele partide, din lipsa de coerență a mesajelor, din probleme grave de comunicare pe care le-au avut oamenii ăștia, nu numai Florin Iordache, el le-a avut cele mai multe, ce să mai vorbim. Chiar și premierul Grindeanu trebuia să preia sarcina asta când a văzut că e un derapajez și tu poți să spun că eu cunosc bine ce s-a întâmplat acolo. Dar cum am văzut și eu și cetățenii acestei țări, s-a dorit pe repede așa pe furiș noaptea, pe la ora acutare. Acum asta, bun, s-a dus în presă că, și da, sunt și în alte instituții când se lucrează noaptea, dar nu asta e problema. S-a încercat o decizie politică sau luarea unor decizii politice care să ducă la răsturnarea unor chestiuni care țineau de funcționarea codurilor penale. Aici a fost chestiunea. Deci au încercat pe furiș, crezând în prostia poporului, că poporul e mulțumit. Deci ei au luat, după ce au câștigat, după numirea guvernului Grindeanu, și până la numirea acestui guvern a fost o tensiune. Eu am înțeles de ce domnul Iohannis, de exemplu, n-a numit-o pe doamna Sevil Schaideh în fruntea guvernului. Prima propunere din partea partidului. Nu, înțeleg pragmatic politic. Eu am spus-o și atunci, în zilele alea, când încă domnul Iohannis studia, evalua această propunere și am înțeles, dumnealui gândea în paradigma interesului național, ea e, nu confesiunea a contat aici, nu confesiunea musulmană, nu etnia ei turcă, cât faptul că soțul dumneei derulează afaceri într-o zonă de conflict unde este prezentă masiv Federația Rusă, exact. Și cu asta spun tot. Adică nu spun eu, spun analiștii. Și acolo s-a terminat. Și eu am fost sigur că domnul Iohannis pe motivul ăsta va încerca să îi sugereze și a făcut-o. Solicitarea unei alte propuneri. Deci, tensiunea a început imediat după câștigarea alegerilor, apropo de ce se întâmplă în țara asta și de ce lumea este bulversată. Sunt apoi, și acum tensiuni? Sunt. Și vor fi. Vor fi. Vor fi, pentru că eu sunt sigur că cum să spun, pe de o parte lumea este scindată. Atât politic, electoral, ca mesaje, nu mai zic de media. Pe de o parte este un electorat tăcut, destul de disciplinat al stângii, al PSD-ului mai ales, care nu iese să protesteze. Și nici nu cred că a ieșit, sincer să fiu. N-a ieșit și aici PSD-ul a procedat bine, deși au fost tentații din aripa peremistă a PSD-ului să se configureze replici de un milion de oameni ca să-i strivească pe aia 100, 2, 3, 5, 600 de mii de oameni din Piața Victoriei. Ceea ce mi se pare inadmisibil, deci, și ca o simplă declarație chiar. Ca declarație înseamnă război civil. Exact. Inducerea ideii unui război civil. Doamne ferește, asta ne mai trebuie și chiar copiem scenariul Ucrainei. Dacă chiar îi să vorbim și de interese de altă natură vis-a-vis de România. Pe de altă parte, este acest electorat care acum contestă și care, eu înțeleg de ce a ieșit acum în stradă. Toate comentariile, uneori malițioase, alteori serioase, pe analiză politică, de ce acest electorat nu a ieșit să-și exprime votul. N-a ieșit din N motive. Așa cum nu a ieșit decenii de-a rând la vot categorii de ale populației care n-au încredere, care au încrederea ostoită, care sunt blazați, care au dispreț chiar față de clasa politică. Toate astea s-au adunat în cei 27 de ani de așa zisă democrație
Și trebuie să înțelegem și această lehamite, această reținere a acestor categorii de public care s-au coagulat în piețe, oameni care nu s-au cunoscut, oameni pe care nu i-a unit un lider, oameni care nu au avut o organizare de tip politic, oameni pe care nu i-a scos o ideologie în stradă, oameni pe care i-au scos rețelele de socializare. Și conștiința, eu cred. Și conștiința. Și nu sunt de acord cu schemele astea de interpretare, că serviciile au amplificat mecanismele de scoatere în stradă. Ele au rolurile lor și să dea Domnul să aflăm cât mai multe din ce nu se mai poate afla niciodată despre ce au făcut ele în România la Revoluție și după Revoluție. Dar oamenii, eu am văzut, oamenii au ieșit, sunt oameni care au alt profil, nu sunt dependenți de stat, nu sunt asistați de stat, sunt oameni care au lefuri mici, mijlocii, mari, decente, mai puțin decente, care au familii, care au joburi și care în timpul lor liber nu stau acasă și stau pe Facebook și se uită la sfierbinți, sau au preferat să iasă în stradă cu copiii, și aici au fost comentarii malițioase, cu copiii care au fost filmați, cu căței, alte comentarii, în sfârșit. Și este bine. Eu văd simțul civic nu s-a alterat la România. Văd partea foarte bună a acestor manifestații, chiar dacă sunt comentarii, spun ce le mai trebuie, domnule, gata, s-a anulat, s-a abrogat ordonanța 13. Păi vedeți că discuțiile nu s-au terminat, pentru că și domnul Șerban Nicolae, președintele Comisiei Juridice, și alți lideri PSD, până ieri, cel puțin când domnul Dragnea a cerut să lase moale cu amendamentele, cu grațierea și cu toate astea, sunt oameni care perseverează, fie dintr-o frustrare, fie dintr-o atitudine de asta, cum să spun, de aroganță politică. Bă, au ieșit ăștia în stradă după ce am câștigat noi alegerile. Nu vedeți că ei reiterează niște modele de comportament de forță. Am câștigat alegerile, e votul popular, suntem legitimi, dar lumea în stradă n-a contestat legitimitatea politică, exact, electorală. A contestat legitimitatea morală a lor deciziilor. Continuăm discuția imediat după o scurtă pauză. Rămâneți alături de noi, revenim imediat aici, la Față în Față. 13:29 de minute, am revenit în direct pe frecvențele Viva FM, sunteți la emisiunea Față în Față. Vă reamintesc, invitatul nostru din această după-amiază este domnul profesor universitar dr. Doru Tompea, președintele Consiliului de Administrație a Universității Petre Andrei din Iași, și așa cum vă spuneam, un atent observator la tot ceea ce se întâmplă în ziua de zi cu zi, pentru că ne privește pe toți, atât politica cât și alte domenii de activitate. Domnule profesor, revenim la discuția pornită puțin mai devreme. Povesteam de popor, pentru că nu a mai stat, nu a mai dormit și a ieșit în stradă într-un mod pașnic. Și chiar îmi spuneați în pauza publicitară o sintagmă care mi-a plăcut, un popor ce a demonstrat că nu este vegetal, nu n-a mai... Da, cum spunea Ana Bladeana cu 40 de decenii. Nu suntem un popor vegetal și faptul că au această conștiință trează, de aceea este benefic și pentru clasa politică. Pentru că îi pune în gardă pe toți cei care se vor perinda la guvernare să nu mai încerce luarea unor decizii politice care să constituie alibiuri, să cauționeze fapte penale. Aici e toată problema. Vis-a-vis de schimbarea legislației penale de la noi în favoarea unor politicieni sau unor interese, grupuri de interese care au furat în țara asta enorm de mult. Eu am fost un susținător și am rămas un susținător al instituțiilor de forță, gen DNA, Parchetul General, pentru că sunt convins că în țara asta s-a furat enorm de mult în acești ani. Nu pot fi de acord cu derapajele și cu încălcarea drepturilor omului. Asta e altă discuție. De aceea eu cred că numirea domnului Toader
Aici vreau să ajungem, pentru că e un subiect foarte, foarte important, mai ales că știu că îl cunoașteți foarte bine pe domnul profesor Tudorel Toader. Aici vreau să aducem discuția. Deci a fost ordonanța 13, toate subiectele în jurul acestui eveniment. Domnul fostul ministru, nu, al justiției, Florin Iordache, a fost demis, după care iată că a venit această propunere. Cum ați văzut dumneavoastră această propunere și, sincer, aș vrea să ne spuneți și nouă dacă domnul Tudorel Toader va rezista în această funcție, pentru că sunt lucruri foarte, foarte interesante ce se întâmplă acolo și probabil și de acum încolo se vor întâmpla atunci când vorbim de ministrul justiției. Dacă a fost foarte prost inspirat domnul Dragnea atunci când a făcut niște numiri în viziunea domniei sale la funcția de premier și apoi în guvernul acesta, un guvern care stârnește semne de întrebare, dar eu doresc succes oricărei guvernări care poate produce mai bine populații. Eu mă așteptam, sincer, ca tot ce s-a desfășurat în spațiu public 2 luni de zile, cu toate contestările acestea și cu toate loviturile tectonice care sunt între instituțiile statului și între puterile statului, să aibă inspirația, și m-a rugat ca cei de la guvernare să aibă inspirația de a numi în fruntea Ministerului Justiției o personalitate din domeniu. Domnul Toader Tudorel, ne cunoaștem de 10 de ani, are câteva aturi în CV-ul domniei sale. Și o misiune grea în același timp. Da, în primul rând a luat-o de jos. A fost procuror, a îmbrățișat cariera didactică, apoi profesional este un foarte bun penalist, un penalist de excepție, manualele lui, tratatele dumnealui de penal, drept penal, sunt predate în toate universitățile din țară. Este recunoscut și pe plan internațional. Este reprezentantul României în Comisia de la Veneția, unde a fost în weekendul trecut, a prezentat un raport. Chiar am vorbit cu domnia sa când pleca, era în aeroport. Ce vreau să vă mai spun? Și mai are atuul că a fost aproape 10 ani în Curtea Constituțională, judecător la Curtea Constituțională, acolo în vârful puterii justiției în România. Cum să vă spun, astea sunt niște calități care conferă expertiză, experiență extraordinară, la care se adaugă un echilibru pe care domnia sa l-are, rezultat și din, și o moderație, rezultate și din relația pe care o are cu studenții la catedră. Cum vedeți dumneavoastră poziția în care se află în acest moment, raportându-ne și la guvernul Grindeanu, la proteste de care tocmai am pomenit? Și să nu uităm că a avut așa în perioada ce tocmai a trecut câteva declarații foarte interesante și comentate. Spunea că o să poarte discuții separate cu procurorul general, cu domnul Augustin Lazăr, și cu procurorul șef DNA, doamna Laura Codruța Chioveș, și după apariția motivării CCR pe conflictul DNA-guvern, și că în paralel va face o evaluare a instituțiilor respective. Cum vedeți că se poziționează domnul Tudorel Toader în acest moment? Misiunea domniei sale este ingrată. Este ingrată pentru că situația este explozivă, este, cum spuneam, sunt mișcări tectonice între instituțiile statului, cele de forță, între politic și justiție, între palate, cum se mai spune. Situația lui este ingrată pentru că trebuie să vină cu soluții, pe de o parte, imbatabile juridic vorbind, de manual, din lege extrase, și aici eu sunt foarte convins că domnul Toader nu va face niciun fel de demers, niciun fel de pas care să exceadă legea, care să nu fie în lege, într-un articol de lege. Pe de altă parte, domnul Toader este pus politic, este ministru al unui guvern politic, dar are și aici un atu. Să nu uităm că până acum mass media, dumneavoastră, toată lumea comenta faptul că a ajuns la Curtea Constituțională, agreat fiind de Partidul Național Liberal. Da, așa este. Domnul Toader a fost un om echilibrat tot timpul, din câte știu, a avut poziții foarte bune
și o expertiză foarte bună la nivelul Curții Constituționale. De aceea spuneam că acest statut a domniei sale, că nu este un angajat al, sau cum să vă spun eu, un taliban politic, cum spuneți dumneavoastră în presă, al Partidului Social Democrat sau ALDE. A fost propus și a fost foarte inspirat, părerea mea, cei care l-au propus, de la ALDE și de la PSD. Nu cred că este o ipocrizie când domnul Dragnea sau alți lideri ai alianței vin și reiterează în spațiu public, am fost inspirați, avem încredere în capacitatea de profesionist a domnului ministru Toader Tudorel. L-au și felicitat pentru primele intervenții. Acum, pe de altă parte, domnul Tudorel Toader, nu numai domnia sa, nu vine din politică, vine din zona academică. E altceva, un alt profil, alt mediu. Vine din zona justiției supreme. El n-a participat la lupte și dispute politice. El nu s-a angrenat nici mediatic măcar în asemenea dispute. Normal că el dintr-o dată s-a trezit peste noapte că e hărțuit de 30 de reporteri la Palatul Parlamentului, la cabinetul lui de ministru, în aeroport, când iese de la Ministerul Justiției. Normal că va trebui să-și intre în acest rol, status, rolul domniei sale s-a schimbat fundamental. Viața este și un ritm în care trebuie să intre, exact. Nu? Dar nu e foarte ușor pentru domnia sa, pentru că domnia lui, din câte știu acum, e un om echilibrat, de caracter, măsurat și sunt sigur, repet, că măsurile pe care le va lua vor fi măsuri pe lege luate și cu o cumpănire și cu un echilibru care să contribuie la reașezarea sau la așezarea, în sfârșit, a raporturilor de forțe. Nu vorbesc aiurea. Nu-l văd, nu trebuie să-l considerăm acum pe domnul Toader ca Mesia, acela care salvează România dintr-o dată. Dar e nevoie de un asemenea om aici la justiție. Pentru că aici e problema. Raportul între instituțiile de forță și instituțiile de forță și celelalte segmente ale justiției și între justiție și politic. Echilibrele trebuie așezate la nivel de reglaj fin. Cum vi s-au părut declarațiile făcute la adresa domnului Augustin Lazăr și a doamnei Laura Codruța Chioveși? Păi, nu văd de ce... Bun, o să ne-i malițiozități. Da, normal, omul și-a luat o marjă strategică, pragmatică, de 10 zile, 2 săptămâni. 1. Să evalueze situația. Deci normal că trebuie să poarte discuții. Deci nu e omul care să meargă într-un birou la domnul Dragnea să spună îl omorâm, îi lichidăm. Nu așa va proceda domnul ministru. Normal că el își va face evaluarea proprie, va sta cu legea, cu tratatele pe care le predă și cu Constituția în stânga și în dreapta se va uita la și va citi și răscite ceea ce Curtea Constituțională, de unde de-abia a plecat, a emis în motivarea deciziei că instituțiile astea nu trebuiau să se amestece în treaba guvernului. Deci eu sunt sigur că acest om în aceste 10 zile, 2 săptămâni, va gândi o construcție atitudinală bazată pe expertiză și profesionalism. Aici va fi momentul unui declic. Dacă guvernul din care face parte, dacă politicienii, actorii politici ai coaliției, aflați și domnul Dragnea și domnul Tăriceanu în conflict deschis și cu doamna Chioveși și cu parchetul general, vor accepta decizia domnului Toader. Și aici, eu i-am spus-o glumind acum adăunăz, că oricum va rămâne în istorie, indiferent ce decizie va lua. Da, credeți că va rezista? În această situație pe care ne-ați prezentat-o? Mi-aș dori să rămână la Ministerul Justiției. Mi-aș dori foarte mult și n-am niciun interes cu domnul Toader, l-am apreciat, știu de când era student, a predat și la noi la universitate ani de zile, deci au fost multe momente în care i-am spus că are un caracter pronunțat și e un om de calitate, nu știam că va ajunge ministru. Îi doresc să reziste cât mai mult într-o lume în care n-ai încredere nici în umbrata de multe ori. Revenim imediat, discutăm despre situația la nivelul Europei, pentru că și acolo se întâmplă lucruri foarte interesante și, bineînțeles, nu uităm de orașul nostru Iași, să vedem cum suntem influențați de reacțiile pe care le-a avut primarul municipiului Iași, domnul Mihai Chirica.
13:44, am revenit cu ultima parte a ediției față în față de astăzi, miercuri 15 martie 2017. Așa cum vă promiteam, alături de invitatul nostru, domnul profesor universitar dr. Doru Tompea, povestim puțin ce se întâmplă la nivel european și când spun nivel european, avem în vedere ce se întâmplă, de exemplu, astăzi în Olanda, nu, domnule profesor, când deja am văzut ce declarații s-au făcut, toată lumea, o parte, au felicitat ce au făcut britanicii, o parte din Olanda nu știe ce să facă, e în continuare sub semnul întrebării, ne referim aici cu privire la Uniunea Europeană, bineînțeles, situații complicate și în Franța, cum vedeți dumneavoastră situația actuală din Europa, pentru că acolo suntem și noi, inclusiv geografic, dar și politic, pentru că așa e situația. E o situație foarte complicată, cum mulți aseamănă cu perioada interbelică, pre-război. În primul rând, aceste pusee naționaliste, populiste, eu fac distinție între naționalismele, care sunt atitudini mai gregare, mai, dar care au totuși, cultivă totuși elitele naționale și un anumit sentiment și patriotic. Populismele sunt mai ipocrite, sunt filozofii mai ipocrite, mai garnisite cu multe lozinci, începând de la cele imigraționiste, acum anti-imigraționiste, dar perioada este foarte, foarte păcătoasă. După modelul Brexitului se vorbește de Nexit, deci de ieșirea Olandei din Comunitatea Europeană. Până acum Olanda, Belgia, Luxemburg, țările Beneluxului erau un model de democrații funcționale, de coabitări etnico-confesionale, lingvistice, multiculturale și așa mai departe. Ori iată că toate puseele acestea răscolesc sentimentele identitare, naționaliste, populiste, e un amalgam întreg de la țară la țară. E periculos că lucrurile astea se manifestă tot mai acut în țări așezate care sunt pivoții Uniunii Europene. Franța. Fillon a fost emis în judecată, dar a declarat aseară că el merge, s-a și înscris în campania electorală, merge mai departe. Merge mai departe, da. În Germania Federală, doamna Merkel s-ar putea să piardă alegerile, pentru că și acolo sentimentele, cum știm foarte bine, pe un sol care de-abia s-a mai calmat după al doilea război mondial, sentimentele acestea anti-imigraționiste sunt foarte pronunțate. Cum să vă spun, acest curent care a fost amplificat de victoria lui Trump în campania electorală din America. De aici au pornit foarte multe lucruri. Această victorie și mesajele pe care Trump le emite și acum, el deja a trecut la luarea unor decizii vis-a-vis de ce a promis în campania electorală, cu caracter anti-imigraționist, discriminatoriu. Cu ziduri, cu absolut ziduri, tot. Cu tot ce înseamnă protestele anti-Trump și pro-Trump continuă și acum în Statele Unite ale Americii, nu numai la noi în România. Dar e o tendință periculoasă în Uniunea Europeană, ca și discuțiile care au început după prezentarea unui raport, cum știm foarte bine săptămâna trecută, zilele trecute la Bruxelles, la domnului Juncker, în care se vorbește de Europa cu două viteze, în care se vorbește de cinci paradigme, cinci modele ale dezvoltării Uniunii Europene. Deci, nu numai la nivel de psihologie socială și de la nivel sociologic, ca să spun așa, pulsiunile sunt foarte acute și foarte periculoase, tensionate, dar și la nivel ideologic, teoretic, la nivelul acestei elite la Consiliul European, care, iată, într-un asemenea moment a considerat necesar să pună în discuție viitorul Europei. Poate explicabil, dar pe ambele paliere lucrurile nu stau bine. Iar România, bun, a declarat prin președinte că nu acceptă modelul unei Europe cu două viteze. Știm ce înseamnă lucrul ăsta, e altă discuție mult mai amplă și mai complicată. Dar sunt analiști care spun că deja există o Europa cu două viteze, chiar mai multe viteze. În sfârșit, se susține din ce în ce mai mult acest sigur lucru, că da. Și l-avem în față, de multe ori. De ce n-are, dau un exemplu, România
Deci n-a căpătat ok-ul de a intra în Schengen. Cu toate că îndeplinește de ani de zile, vă 2 ani, 3 ani, condițiile de a intra așa în este. Schengen. Situație complicată și la nivelul întregii Europe. Nu ne despărțim până nu povestim puțin și despre situația locală. Știm cu toții ce s-a întâmplat la nivelul Partidului Social Democrat, ce declarații a făcut primarul municipiului Iași. Cum ne situăm, domnule profesor, în acest moment? A pierdut Iașul, va pierde în continuare? Vorbim de fonduri, vorbim de vizibilitate, vorbim de absolut toate capitolele ce ne interesează. Pe scurt, așa că da, mai avem vreo 4 minute. Eu încerc să fiu echilibrat și în analiza mea să nu cadă în retorici ieftine, exagerate, tendențioase și pătimașe. Am mai spus-o. În primul rând, domnul primar Chirica, în calitate de președinte al organizației județene PSD la vremea aia, a făcut o declarație inițial la un post de televiziune, după aia și-a multiplicat prezența la mai multe posturi de televiziune, inclusiv la cele favorabile alianțe de la putere, în care, într-un limbaj urban, civilizat, a comentat deciziile, ordonanța 13 și alte decizii pe care le-a luat actuala guvernare, dar să nu uităm că înainte de asta, domnul Chirica a contestat și propunerea domnului Dragnea privind numirea doamnei Șaidei în funcția de premier. Exact. Cu o motivație de discutat, deci de înțeles chiar. Apoi, și eu l-am întrebat și dumnealui a dat explicații și l-a întrebat partidul din care face parte de ce a încălcat disciplina de partid, de ce nu și-a expus opiniile înăuntru partidului. Din câte cunosc eu, dumnealui la ultimele decizii care au fost foarte dure și radicale vis-a-vis de domnia sa, n-a fost invitat la Comitetul Executiv la PSD. Chiar au fost invitați oameni nu foarte buni amici, dar oameni care nu știu dacă aveau ce căuta. Câțiva primari mai importanți, președintele Consiliului Județean, dar nu cel în cauză. Eu chiar la un moment dat am discutat și cu președintele Consiliului Județean Vaslui, domnul Buzatu, care a fost trimis în calitate de mediator la Iași să aibă o discuție cu domnul Chirica și am pus și eu o întrebare, cunoscându-l de când era student: domnule, de ce nu faceți o întâlnire între domnul președinte Dragnea și domnul președinte, domnul primar Chirica? Așa mi se pare, o discuție bărbătească. Lucru care l-am întrebat odată și pe domnul Chirica, v-am să mă dumirez și eu ce rol, ce vizibilitate, cu ce se va alege Iașul, după o campanie care Mihai Chirica chiar a făcut lucruri foarte bune pentru acest oraș. Răspunsul nu vi-l spun acum la... A fost o discuție privată, confidențială, dar m-a bulversat. Una peste alta... Cum suntem noi influențați de deciziile alta, care s-au luat pe scurt? S-ar putea ca atitudinea domnului Chirica să fi deranjat atât de mult pe unii oameni din conducerea, și asta domnul Chirica a spus-o franș, din conducerea PSD-ului, aflați lângă domnul Dragnea, foarte radicali, care au cerut de prima dată exmatricularea domnului Chirica din partid și cred că, din câte știu eu și din câte am mai văzut la viața mea destule, în virtutea acestui comportament obedient sau criteriu care devine obediență în alocarea resurselor și a empatiilor, simpatiilor, antipatiilor față de liderii locali, s-ar putea ca Iașul pe termen scurt, pe moment, să piardă. Dacă doamna Saidec, care a fost ieri în Iași, spune și este adevărat că Nord-Estul este în fruntea alocărilor de resurse bugetare pe anul ăsta, dacă e adevărat că Iașul este ca județ pe locul al treilea în țară... Da, este o declarație. Atunci e de văzut. Ce remarc ca observator? Faptul că domnul Chirica a insistat ca la discuțiile care au avut loc recent zilele trecute pe construcția bugetului local, pe municipiul Iași mă refer, să aibă grijă să-și construiască un buget, dacă nu 100%, aproape în integralitate din alocări locale. Ceea ce este bine, pentru că ele vor asigura o siguranță și o independență față de un guvern care poate să fie uneori și ostil.
Domnule profesor, mulțumim frumos pentru prezența dumneavoastră în studioul Viva FM. Vă reamintesc la față în față, astăzi am stat de vorbă cu domnul profesor universitar dr. Doru Tompea despre situația actuală din România, din Europa, dar și situația locală. Vă mai așteptăm în studioul nostru și cu siguranță vom dezbate și alte teme de interes. 13:54 de minute, rămâneți alături de programele Viva FM. Urmează știri, după care Sorin Cimbru în Viva Trafic. Sunt Andrei Giurgea, ne reauzim mâine dimineață în Dimineți Animate de la ora 7. Toate cele bune, rămâneți cu noi! Viva FM!